Tot îmi aduc aminte de cuvântul de învățătură de pe 15 august, Adormirea Maicii Domnului, în al preasfințitul Mitropolit Petru al Basarabiei, cum și acum parcă la urmă, cum spunea fostul patriarh al nostru Teoptist, Dumnezeu să le ierte, cum mi-a zis într-o zi un cuvânt foarte binevenit pentru noi toți astăzi. Dacă dai, ai să ai. Dacă nu dai, n-ai să ai și o să-ți ia Dumnezeu și ce ai. Să știți că este cam adevărat. Este cam adevărat, fiindcă de multe ori ne mirăm de ce am avut și poate că Dumnezeu știe dacă noi din ceea ce avem în casa noastră, în zidurile casei noastre, să spun așa, în interiorul casei noastre, este totul prin muncă cinstită. Gândiți-vă mai întâi ce răspuns veți da în viața voastră și după ce ați făcut pentru sufletul vostru. E bine, să mă reîntorc la bogatul de astăzi. Ați văzut că mai rar întâlnim astăzi să auzim un tânăr că toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ei bine, toate le-a păzit din copilărie cu sfințenie. Dar Dumnezeu i-a spus să se lepere de sine, să-și lasă casa, averea, să dorească săracilor, apoi să-L urmeze. Acest cuvânt al Mântuitorului l-au întristat foarte mult, foarte mult. Și apoi nu s-a învoit, a plecat către casa sa. Deci toate le-a păzit. Un singur lucru se mai lipsește. Leapă-te de toate. Și trebuie să-L urmezi pe Hristos, pe Maica Domnului, fiindcă monahiile îl au pe Hristos mire, iar noi călugării pe Maica Domnului mireasă. Și atunci, important este nu că ai intrat în viața monahală și ai purtat tipul acesta îngeresc, care pentru unii este poate scuipată, prigonită haina monahală. Această haină neagră este un tipul unui îngeresc, cum se spune Cartea Sfântă. Și vedem în ochii noștri, cu ochii noștri, cum decad acei oameni care nu au duhul rugăciunii. Un călugăr care nu este statornic, nu este statornic din ce privință? Nu se roagă îndeajuns, nu face pravila, canonul, ascultarea cu sfințenie și atunci îl dă locul afară. Să nu uitați că trăiți asta. Îl dă locul afară. Bine, o să vă puneți o întrebare. Părintele ne spune că bogatul cu nevoie va intra în Împărăția lui Dumnezeu. Bine că și bogații credincioși, noi am avut sfinți care știm viața, trăirea, erau foarte bogați. Dar Dumnezeu i-a blagoslovit, binecuvântat cu acest har să aibă, dar se deau biserici, mănăstiri, spitale, ridicau case orfanilor, săracilor, văduvilor. Deci din puținul agonisit. Hramul, praznicul împărătesc al nașterii Maicii Domnului, al monumentului istoric, 8 septembrie, și apoi urmat al doilea hram, unul după altul, 14 septembrie, unde vom parcurge drumul crucii, la poarta Bucuria Cruce până în dealul mare, până la ultima troiță, parcurgând drumul cruce în frunte cu ierarhul nostru care va fi prezent. La hramul Sfintei noastre mănăstiri vom mai avea un eveniment, probabil că după Sfânta Liturghie va fi sfințită această frumoasă înălțătoare clopotniță care adăpostește cele 13 clopote sponsorizate în totalitate, să spun, de fiii duhovnicești ai Sfintei noastre mănăstiri. De câțiva din ei, că clopote sunt 13, și bineînțeles că cu siguranță dumneavoastră a spus o cărămidă duminică și duminică în această cutie pentru finalizarea acestei frumoase clopotnițe, unde va fi sfințită de către cei doi mitropoliți. Preasfințitul mitropolitul nostru Teofan și în alt preasfințitul părinte mitropolit Petru al Basarabiei.
Dacă vă aduceți bine aminte la adormirea Maicii Domnului, el a rămas foarte mișcat sufletește și i-a plăcut foarte mult locul acesta, mănăstirea aceasta, și a numit-o o nouă Ierusalim pentru preasfinția sa, atât de frumos și plăcut cuvânt a spus în fața poporului și a zis că va mai veni. Și iată că n-a trecut mult și pe 8 septembrie va fi din nou prezent la hramul mănăstirii, dar și la sfințirea proponiței. Apoi la hramul 14 septembrie, unde aceste troițe, drumul crucii, știți bine că după o vizită la Ierusalim, făcând-o cu fiii mei duhovnicești, când m-am reîntors înapoi, am avut acest gând binecuvântat de Dumnezeu, să ridicăm și să facem acest drum al crucii, fiind acest deal mare, cum îl numesc maramureșenii, Atos sau moldovenesc, și să parcurgem și noi drumul crucii, pentru cei care nu au putere să ajungă în Țara Sfântă. Tot dintre ucenicii mănăstirii, fiii duhovnicești, sunt ridicate aceste frumoase troițe, unde va fi prezent Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevii Rădăuțului. Este pentru prima dată la noi în mănăstire, la un hram, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu. Să ne rugăm milostivului Dumnezeu să ne ajute să ajungem cu bine și pentru aceste două sfinte binecuvântate zi. Și ați văzut încă o minune și o binecuvântare deasupra porții Cloponiței, s-a așezat acolo, s-a pus o prea frumoasă scenă cu nașterea Maicii Domnului, cu cei doi îngeri care susțin scena nașterii Maicii Domnului, se referă la tot ansamblu, hramul mănăstirii Hadâmbu, 8 septembrie, nașterea Maicii Domnului. Mulțumesc la cei trei fii duhovnicești ai mănăstirii, care nu ușor le-a fost atât clopotul, cât și această scenă, nu vă spun cât a costat, că acolo este totul lucrat în aur. Și Maica Domnului a înzestrat și a reușit în scurt timp să o ridicăm acolo. Aici a fost o ruină. O ruină și iată am îmbătrânit împreună cu dumneavoastră. Venind la o vârstă de 26 de ani, găsind această ruină, măicuța Domnului care îi vezi de mic copil, m-a înzestat cu statornicie, fiindcă dacă nu aveam statornicie și puțină credință care am avut-o, nu rezistam în această ruină, care n-am găsit nimic decât zidul mănăstirii vechi. O, Doamne, ce poate să facă Dumnezeu? Și măicuța scumpă, prin credincioșii care sunt podoaba bisericii. Putem spune că am îmbătrânit frumos atât timp cât am ridicat această oază și loc pustiu. Și trecură anii foarte repede. De la 26 de ani, iată, la 58 de ani. În mijlocul dumneavoastră, zi-noapte. Singurul dar al meu îl cer de la Dumnezeu și la dumneavoastră să-mi ajungă anii, să mă pot mântui și dumneavoastră să vă rugați pentru mine, să mă țin acest lucru sacru, să vă pot propovădui până în ceasul morții. Și dacă nu cer prea mult, Dumnezeu și prea curată Maica Sfântă, să mă facă vrednic să fiu lângă zidul acestei mănăstiri. De ce o spun cu teamă? Fiindcă în cimitirul mănăstirii câțiva călugări au fost primiți de acest sfânt sacru loc, fostul stareț Iov Mazilu, care a avut o viață extraordinară. Pe timpul comunismului bătut, chinuit, dat afară de monahism și măicuța Domnului l-a adus înapoi acasă. Mi-aduc aminte de o bătrânică, cum plângea, spunea că a ridicat mâini la cer părintele Iov starețul, fostul stareț, dar măicuța Domnului, eu vreau să mor aici, unde mă duci? Și m-a mustrat conștiința, cei care știți, și l-am adus acasă. L-am găsit tocmai într-un sătuc.
unde l-a fugărit securitatea și te zbrăcat de înveșminte din haine călugărești, punând în semneze că nu va mai lua haina monahală niciodată. Decretul 59-60. Iată că Măicuța Domnului face minuni și i-a primit locul sfânt, că au fost cu viața sfântă îmbunătățită. O Măicuța noastră, te rugăm ferbinte să ne asculte apururi marea rugă minte cu toții.